Mulțumim pentru această primire. Nu pot imagina să fi fost în alt loc în acest moment decât la aceste campionate europene, care au fost și pentru mine un început foarte important. Fiecare spune și își amintește de Olimpiada de la Montreal, dar 1975 a fost succesul de la Skien. Mi-aduc aminte că am primit această cupă Challenge, care a fost creată în România în 1957. Mi-au dat-o când am câștigat și după ce am coborât de pe podium, mi-au luat-o înapoi și mi-au dat una mică. A un copil care pierde o jucărie, n-am înțeles de ce mi-au luat pe cea mică, pe cea mare și mi-au dat pe cea mică. Păi trebuie să câștigi de 3 ori consecutiv și după aceea ți-o vom da pe cea mare. Și atunci m-am motivat și am reușit să fac acest lucru în 77-79 și această cupă Challenge a revenit în România și la noi. Este un moment istoric, sărbătorim 60 de ani de la acest campionat european. Am avut ocazia să o văd pe Sonia Ioan ieri, care a concurat, bineînțeles, în 1957 și care arată foarte bine la 81 de ani, gimnastica. Și toate colegele care sunt alături de noi, care au concurat și au adus aceste succese extraordinare României. Fără dumneavoastră, sponsorii care sunt alături de un eveniment de această învergură, nu se poate realiza nimic. Așa că vă mulțumim din suflet și sper să nu ne părăsiți, să fiți alături de noi și mai departe. Mulțumim Clujului că are această ospitalitate și sperăm că toți participanții care vin de peste tot vor pleca cu aceste amintiri frumoase. Ce frumoasă a fost festivitatea de deschidere de ieri! V-a plăcut? Ce frumos! Da, tradițional m-am mișcat enorm. Numai lucruri frumoase în România. Le urăm succes sportivilor noștri, astăzi, fetele, și sperăm că dumneavoastră veți fi alături de ele și de ei la concurs. Mulțumim!